Iron Maverick. Stai, că am intrat în vrie. Uf. Yes. Engine overheat. Come on. Ok. Bun. Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar m-am mișcat foarte mult timp Ildo și Tomovic pe acest joystick. Am început să mă joc Ildo și Tomovic, cred că în 2002. Am cumpărat acest joystick în final de 2002 sau mijlocul de 2002. Deci practic are 20 și ceva de ani de când îl folosesc. Iar cei de la Thrustmaster, pentru că și acesta este tot Thrustmaster, ne-au contactat și ne-au zis: hei, nu vreți să testați ceva nou? Astăzi avem Hotas Warrior. Yes, I'm over here. Nu Warrior. Hotas Warhog. Mulțumesc. În continuare, este obișnuit cu vechiul meu Afterburner, care acum se numește tot Hotas. Ar trebui să mărturisesc că acest joystick ne-a ajuns acum ceva timp la noi. Dar n-am avut timp, la propriu. Nu am avut timp să ne atingem de el. Iar eu n-am mai jucat Ildo și Tomovic din 2007. Pentru că din nou, au intervenit altele și n-am mai avut timp. Dar este un joc care îmi face enormă plăcere să-l joc. Un joc care l-am jucat foarte mult timp, am fost în escadrila de 13 cu piloți și piloții reali din întreaga lume care erau în escadrilă și am pierdut foarte, foarte multe sute de ore în acest joc. Pierdut. Acest joystick, ca și celălalt, nu doar în el de Tomovic, se poate folosi în Flight Simulator, în DCS, în War Thunder, în you name it. Însă, că ai nevoie de ajutor acolo. Băi, stai așa. Dăm ăsta la o parte, cel vechi. Să facem loc noului. Exact. Și trebuie să facem loc celui nou. Ok. Chiar e greu. Dar nu, că nu apucam. Oh. Nu știu dacă ați văzut cum a sărit. Și hai să vedem. Prima cutie. Bine, că totuși este foarte bine împachetat. La cât e de greu? Fii puțin, te rog. Vrei să-l iau în mână? Țin ăsta. Acum sunetul, efectul sonor a fost un pic exagerat, dar e greu. Și nu exagerăm. Ok, hai să vedem așa. Deci ăsta intră în USB. Uai, flapsuri, throttle. Stai așa că încerc să văd. Ah, ok, deci ăsta este de sine stătător. Oh, ok. Deci. O să arătăm la birol. Sunt atât de multe switch-uri și... Ai pierdut un pic? Pierdut? Comparat cu celălalt, ăsta este Ford Model T. Ford Mustang 2023. Ca să fac așa, comparație directă. Și mai contează care. Dăm bătrânelul la o parte. Dă-mi mie să fac loc aici. Așa, mersi frumos. Pensie frumoasă, dragule. Băi, sincer. Ia, ce mișto, are și iluminat. Ok, da, eu nu observasem asta. Uai, câte... Băi, e...
prea... Arată foarte mișto chestia iluminată așa, categoric, o să fie mult de cred că se aude și pe cameră, pentru că e destul de vizibil, zic eu. Chiar și lumina puternică. What? Da, da, da. Da. Ok. Deci. Ah, m-am prins. Plus că... Da. Și ăsta. Și... Da, te rog, te rog. Păi da. Ce-i trebuie? De fapt, stai. Chiar am avut grijă de produs. Am să te câtă scârție toate băgate păi... pe ok. Totul turnat. Oh. Plin. Deci. Oi, stai, nu e atât de ușor. Păi tu m-am zis că e greu, nu e ușor. Nu, nu, nu. Ăsta, în sine. Cred că va trebui să ieșim din ile 2. Nimeni e ocuit. Yes. Ok, și ai throttle-ul separat și ai joystick-ul separat. Deci sunt două device-uri separate, yeah. Practic. Fii atent. Man, câte butoane, butonele. Deci ăsta este doar la joystick, deci. Friction, ok. Ușor. Și joystick. Ok. Da, 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 da. La fel ca și Afterburner 2. După atâția ani, nici o problemă detectată în prima. Și am început să folosesc joystick-ul ăla când abia a apărut Windows XP-ul. Atât de multe s-au schimbat. Single mission, short, brief, fly. Era ignition. Da, așa, era ignition. Ok. Ah. What? Pare doar nu ce se ce fac cele două separate. Asta este panoniera. Ok. Yeah. And I'm dead. Stai așa că sunt prea multe. Care sunt flapsurile? Okay. Engine start. Deci ăsta este panoniera. Ok. Foarte dubios că este așa. Bun. Deci ăsta nu funcționează ca, ci funcționează ăsta ca power. Și... Ok. Power maxim. Depinde o diferență de generație. Da. Și bineînțeles că... Să nu fie face iar un dezastru ecologic. Quit mission, refly. Ok, power off. Hai să vedem ce e aici. Sunt atât de multe butoane încât... Da. F1. Nimic, nimic.
Nimic. Da, ideea e că ăsta n-ar fi trebuit să fie aici, ar fi trebuit să ai pedale pentru chestia asta, nu să fie ăsta. Flapsurile nu știe să-l controleze ăla. Ăsta nu, ăsta e aici, ăsta e aici. Nu. Ok. Finish. Hai să-i dăm puțină putere să pornească. Ok. Da. Bine că te-ai lăudat, că te-ai jucat. Da, dar nu. Asta este jocul care cu totul și cu totul alte setări, cu totul și cu totul altceva. Pentru că, de exemplu, celălalt joystick este, ai panoniera din spate, direct aici sau poți roti din el. Și controlezi foarte ușor, nu e, când ăsta este făcut pentru cu totul și cu totul alt joc. Și da, e așa, dar ok. Are prea multe switch-uri, prea multe butoane care... Nu știu, poți să ne zici ce înseamnă asta, e un joc foarte tare. În mod normal, așa. De aici, practic, poți să-ți urci flapsul cu manșa, când dai maxim sau automat să-ți lași flapsul ca să decolezi. Odată ce e decolat, ai un buton în partea din spate care îl poți opri, astfel încât să dai flapsurile jos și să rămână gazul maxim, puterea motorului. De asemenea, presupun că și asta face aceeași chestie aici, pentru că cel puțin asta făcea. Deci aici, practic, accelerezi, frânezi. Mă rog, puterea motorului, accelerați. Joystick-ul în mod normal, astea ar trebui să fie cum te uiți în cockpit, dar depinde de joc. Are 1, 2, 3, 4 mini joystick-uri. 5. Deci astea sunt și ele joystick-uri? Da, da. Deci fiecare dintre ele. Și mai e unul aici care face același lucru. Și mai e încă unul mic aici. Și ăsta. Zice aici nose down, nose up. Da, asta e de, cum să, pentru că practic l-ai pe ăsta, dar asta ar trebui doar, practic ce face ăsta în jocul ăsta, celălalt joystick face cu ăsta. Și depinde de setări, depinde de fiecare. Da. De, mai ăsta cu friction. A? No, butonul roșu de aici. What? Din nou. La flapsuri, aici... Switch de 3 chestii. Nice. Asta teoretic ar trebui să fie pornit motorul și oprit-o. Autopilot, disengage, altitudine, heading, armat și dezarmat. Ai buton aici, buton aici, trigger aici, buton aici, buton aici. Văd că acolo are și ignition pe fiecare motor dacă ai avea stânga dreapta. Da, aici. Să le pornești, uh-huh. Adică să le dai power și după care le pornești. Da. E după care ai să curgă mai mult combustibil în funcție de... Da, și atunci când zici, poate să fie simplu, e un joystick, ce? Ca oricare alt joystick. Am mai jucat cu joystick. Evoluție de 20 de ani, plus că este altă ligă. Și când zic altă ligă, altă ligă. Adică inclusiv faza cu unitul flapsului de... Da. E... Dacă aș fi văzut asta acum 10 ani, probabil că nu m-aș fi lăsat de simulatoarea de avioane. În continuare, mă face să vreau să-mi instalez din nou... Ce-mi scapă numele?
ăsta de la Microsoft lansat anul trecut. Flight Simulator, mulțumesc. Să-mi instalez din nou Flight Simulator, pentru că în Flight Simulator chiar, bine, nu ai armele, dar ai toate funcțiile, ai toate astea. Pentru că sunt atât de multe switch-uri și atât de multe chestii. Dar, pentru mine, poate vă pricepeți mai bine. Ce, pentru ce joc este făcut exact? Spuneți. Și a, ăsta chiar este o replică de la US Air Force. So, yeah. Acum mă simt și mai... Te simți bine, nu? Da. Ce pot spune? Băi, uite, pentru că noi astăzi părem așa nepregătiți. Sper ca cei care se uită să ne ajute în comentarii. Da. Și sunt convins că... Stai așa. Deci ăsta trage. Și ăsta ce face? Ăsta sau ăsta? Sau mini joystick-ul ăsta sau ăsta? Sau ăsta? Și de ce ăsta? Vorba lui Martinică. Lăsați în comentarii să ne spuneți exact pentru ce joc este acest joystick. Pentru că eu, sincer, mi-am prins urechile la propriu. Adică mă simt nepregătit. Da, eu sunt convins că avem entuziaști care joacă Flight Simulator sau altele. Da. Așa că așteptăm în comentarii. Și chiar așteptăm părerea lor dacă au chiar produsul ăsta, exact. De ce nu, să ne spună și noi, aflăm și noi și alții exact. Cum este, ce părere au. Dar senzația de cum e construit, de cum se simte, cum... Foarte mișto. Ca idee, cred că joystick-ul ăsta ar fi mers foarte bine cu scaunul de racing care l-am avut noi. Practic, manșa pusă într-o parte, gazul pus într-o parte, manșa pusă pe mijloc și ai fi avut un cockpit foarte, foarte mișto. Da. Cam asta este bâlba noastră pe ziua de astăzi, că nu-i pot spune test sau prezentare. Lăsați în comentariu, nu uitați de un like, share, dislike, dacă vi se pare că suntem prea nubli așa ceva. Și mă, e ok. Da. Asta da. Câteva luni, noi mai stăm câteva luni, ca să ne jucăm. Da, dacă nu îl vor înapoi, o să mai lăsăm puțin aici în studio și o să încerc și niște Microsoft Flight Simulator pe el. Chiar sunt curios. Și cum asta e ziua de astăzi. Nu uitați, like, share, subscribe. Eu sunt Lucian, în spatele camerei este Mircea. Este Vlog Tehnica. Yes. Pe data viitoare. Ne mai vedem. Bye.